Autoritățile publice solicită majorarea taxelor pentru instruirea copiilor în școlile de artă. Regulamentul privind încasarea taxei pentru instruire în școlile de muzică și artă plastică, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 450 din 16 iunie 2011, spune că cuantumul taxei se stabilește în mărime de 20% din cheltuielile suportate de instituție din anul precedent, raportat la numărul de elevi. Autoritățile spun că taxa pentru instruire se aprobă în fiecare an, deoarece cheltuielile instituțiilor se schimbă de la an la an, iar numărul de elevi în fiecare instituție este diferit. Astfel explică de ce taxele sunt diferite în școlile de artă. Consilierii raionali și-au exprimat dezacordul și au solicitat explicații. Care a fost obiectul de ce anume trebuie să treacă școala și să aibă o clădire aparte a ei. Și atunci Consiliul Raional a acceptat integral și toți au fost de acord cu această trecere și cu această necesitate de ca școala de arte clădini să aibă clădirea ei. Pentru a minimaliza cheltuielile anuale și a nu ridica taxa asta de instruire a copiilor lunară, pentru să motiva că ei achită în jurul de 80.000 de lei doar arenda la primărie Clădeni și această arendă îi face bătăi de cap și nu poți să discuți cu plata. S-a oferit clădire, clădire foarte bună. S-a oferit 1.000.000 de lei pentru reparație. S-au făcut niște condiții foarte, spunem, bune pentru a fi instruiți copiii și locuri de muncă foarte călduțe și bune pentru profesori. Și ca să vedem astăzi că iar solicită majorare de preț. Autoritățile au ținut să sublinieze că numărul copiilor s-a micșorat și asta este cauza majorării. În fiecare an se aprobă taxele în mărime de 20% din cheltuielile anului precedent. Dat fiind faptul că ședința trecută nu au fost aprobate aceste taxe. Consilierii raionale au solicitat Direcției de Finanțe să verifice încă o dată care sunt cheltuielile și veniturile și ce se poate modifica în acest sens. Decizia urmează să fie discutată și la ședința Consiliului Raional din 8 decembrie 2016 în sala mare a Consiliului Raional Clodeni.